Salutare vagin și bine v-am regăsit la al doilea episod din seria noastră de Minecraft cu Alex și Dia. Astăzi vom face episodul numărul 2 pentru că după câteva ore, după vreo 4-5 ore, nu știu exact, cred că vreo 5 ore, după ce am postat primul clip, am văzut că m-a plăcut foarte mult, s-au strâns cred că în jur de 1000 de like-uri, nu știu pe acolo, 800, 900, ceva genul. Și chiar vreau să vă zic că apreciem super mult. Și faza e că ne-am decis să mai filmăm acum un episod pentru că după Dia o să plece și o să fie mai greu cu filmatul și toate chestiile astea. Dar faza e că filmăm acum. Deci am găsit un ban din ăsta super șmecher. Ce fac? Eu am găsit o peșteră. Lasă peștera. Am găsit un ban din ăsta super șmecher. Nu vreți să știți cât am stat să-l caut, foarte mult. Deci, dar da, am găsit totuși un ban din ăsta mega mișto aici cu niște zăpadă. E foarte, e micuț. Nu e cel mai șmecher ban cu zăpadă pe care îl poți găsi, dar îmi prefer decât baiemul ăla în care erau copacii ăștia, cam baiemul cu zăpadă, doar că nu era zăpadă. Bă, stai, e microfonul bun pus? Stai, stați un pic. Proper. Cred că... nu știu dacă era microfonul bun. N-am habar dacă am început cu microfonul bun în filmare. Sper că nu cred. Am început cu ăla de la webcam. Oricum am rezolvat dacă e ceva, adică n-a durat mult, un minut. Bun, deci hai să vedem cum vom face aici. Nu știu dacă ne vom stabili aici sau alte chestii deocamdată. De-abia am ajuns, n-avem peșteri nici aici, n-am găsit vreo peșteră sau ceva. Oricum o să trească să... tocmai țin să nu culegi ce este aici. De ce nu mai văd nimic în peșteră, Dia? Ok, bine. Hai vino cu mine. Deci, momentul să ne mutăm, da? Iau de aici tot ce am găsit. Da. În caz că mă întrebați unde toate chestiile astea le-am găsit, gen pe parcurs, cât am ajuns până aici. Am găsit sate, am fost până apă. Bine, de fapt, cred că paturile... lasă un pat aici, că ai luat două tu. Lasă un pat aici. Nu, las-l aici. Că oricum ne vom mai întoarce, știi că mie îmi place zona. Adică faza e că ne putem stabili foarte ușor aici. Și nu știu de ce am luat toate chesturile cu mine, sunt autist. Ok, vreau doar să mergem după... da, eu mă mut cu tot. Nu vreau decât să iau doar ceea ce îmi trebuie. Nu-ți place cum stă asta așa. Bun, cred că mi-am luat tot ce îmi trebuie. Da, bun. Am tot ce îmi trebuie, tu? Ce să pui, Dia? Ok. Bun. Hai să căutăm o peșteră în momentul ăsta. Deci avem tot ce ne trebuie. Ai hrană? Ai pierdut-o pe toată, nu-i așa? Da. A, stai o chestie, măcar să apuc să fac asta. Sper că mai am cărbune, atâta sper. Deci sper din tot sufletul. Dă-mi-l. Nu aici, stai, dă-mi-l unde mă duc. Că să pregătesc niște mâncare, știi, cât suntem plecați să se facă mâncare. Da, nu mai am cărbune. Dă-mi-l. Nu știu cât o să ne țină. Pun cartofii ăștia să se prăjească. Hai să mergem. Da, că dacă îi prăjesc o să fie ok. O să am un plan să ne facem aici și o fermă de vaci, mai multe chestii, că am văzut că avem vaci în jurul nostru și o să ne ajute. Da, de vrea să le omoare direct, da. I-am zis, nu omorâ văcuțele, văcuțele nu se omoară. Se face fermă cu ele. Deocamdată trebuie să găsim o peșteră pentru a ne stabili acolo pentru puțin sau mai mult timp. Pentru că noi nu avem... deocamdată nu avem pădia, că s-a pierdut. Nu avem... de-asta, cum îi zice? Nu avem resurse destule, nu avem fier, nu avem coal. Și trebuie să găsim neapărat. Cred că ne-am culcat acolo, nu mai știu dacă ne-am culcat. Da, cred că ne-am culcat, din câte am aminte ne-am culcat acolo. Și că știu că ți-am zis că ne culcăm ca să... what the fuck? Oh, mi se... Era mapa goală. Nu se vedea... cărbune. Îmi dai TP când mă pierzi. Există și posibilitatea asta, adică hai să înțelegem pe Dia. Dia e începătoare. Da. Dia! Stai acolo. Ok. Ai grijă, nu intra peste mine. Sau, uite ce de asta am făcut aici. Fără să-mi dau asta. Urcă. N-ai cum? M-ai dărâmat pe mine. Vino. Hai, vino. Mai multe vaci, cred că din astea pot să omor una. Nu, nu omoră tu, omor eu. Știu că ai o plăcere în a omorâ vacile. Dar lasă-mi-le mie. Vino cu mine. Egoist. Hai, vino aici. Trebuie să găsim neapărat the big peșteră. Niște cărbuni. Iot. Dacă nu poți să-ți după mine să-ți dai TP după că... E mai naș pe faza asta când trebuie să stăm să căutăm cărbun că... Sunt așa, adică nu zic. Da, bănesc că de mai... Look what your boy just found. Perfecto mundo. Aici vom intra. Culege cărbunii. Văd și un creeper acolo. Stai. Nu, stai. O să-l bat, stai. Hai că mă să-l... Vreo doi. Explodează, bun. Și-au omorât și prietenul? Nu, chiar. Îl las și pe prietenul lui să explodeze. Niște fier. Bun. Nu știu cât fier e. Dar am găsit mină, e tot ce ne trebuie. Nu știu cum o să ne mai găsim casa după, sperăm din tot sufletul că o să o găsim. Cred că o să facem după, am o idee să facem un drum către mină, ar fi o idee. Nu știu dacă, cred că vom face chestia asta cu camera, că ar fi destul de greu, nu știu, oricum o să ne ia mult până ne-am întoarce acasă. Gen să facem un drum așa, să-l inventăm noi cu niște ceva. Tu bagă-te și culege chestii, da? Perfect. După, o să coborâm amândoi jos, cu toate că trebuie să ai mare grijă. Nu contează. Ideea e că, uite, o să trească să sărim în apă. Sper să poți să reușești să sari în apă fără să mori. Adică să nu sar pe lângă. Știi ce zic? Ce te pomeni că te descurci și că ești foarte bun la Minecraft. Ca la orice alt joc. Ok. Nu am cum să recunosc așa ceva când e de adevărat. Dar e ok că încerci. Și să încerce ceva. Nu? Adică dacă nu încerci, nu te descurci. Bun. Lăsând chestia asta deoparte, o să mai caut niște fier. Văd acolo un Enderman mic că mă bate, asta e faza. Și mai văd acolo unul. Oulu, dă-o pe ăla după mine. Uite-o pe Dia. Sparge. Punem lumină. Probabil. Probabil nu, frate, auzi. Nu e adevărat. Un pic de tot acolo. Își dau seama oamenii că vorbesc cu tine. Da. Buș. Dar am găsit foarte mult fier. Mă rog, foarte mult. Cât am găsit? E ceva. Măcar cât să ne facem full iron și să avem și de unelte și de nebunește. Adică chiar trebuie să luăm mult fier. Full iron. Dar nu faci fular din fier, what the fuck. Da, de fapt da. Dar, nu, full iron, adică să avem armuri full de fier, știi? Good job. Bun. Hai că ne descurcăm bine. Bă, cât am? 23 de fier. Tu cât ai? Ai găsit ceva fier? Întrebarea ei a fost care e fierul, în caz că n-ați auzit-o. Nu mai zic nimic. Cum să mă întreb care e fierul? E... Cum să ți-l arăt eu ție? Uite asta. Dia. Uite-te, mă, la mine cu pe ecranul tău. Pe ecranul tău. Uite la mine pe ecranul tău. Uite, asta e fierul. Bun. Mai găsește. Mai trebuie mai mult. Bă, eu cred că o să sar jos de ea. Nu te duce, nu. Păi să vii și tu. Am căzut, n-am sărit. Wow. Trebuie să urc neapărat aici. Bun, am... Da. Nu știu ce să zic, nu contează. Eu trebuie să bat repede ăștia. Explodează vele, te rog eu frumos. Explodează odată. Bun. Bun, sunt foarte low. Deci mă bat aici cu ăștia. Bun. Hai să mai culeg niște cărbuni și fier. You know. Niște cărbune. Uite aici. Nebunul ăsta e, nu se bată. Ala-i tati. Mai mâncăm niște cooked mutton. E do nirvana. Și eu pe aia m-am mâncat. Da? Da. Îți intră în cap, Ina. Hai mă, mori! Așa, bravo, l-am omorât ăla. Ah! Mamă că dă ăsta, băi, vere, nu. Nu-s departe. Mă țin în viață, văd, nu știu cum. Dar mă țin cât de cât. Mă gândeam să întrească să încep să ard fierul pe care l-am, pentru că am prea mult căcă și n-am ce să fac cu el. And it's not okay, huh? Da. Bun, deci facem așa. Eu am 35. Ține-l acolo, nu-l pierde că e bun. Da, asta e, nu muri. Eu mă țin. Adică, eu am viață full, că mi se face viața, știi, că mănânc. Dacă ai nevoie de mâncare să-mi zici că îți dau. Bine, trebuie să mă bag cu ăsta, n-am de ales. Noroc că știu să mă bat. Da, nu mi-a dat nimic, păcat. Fac, aveam și nevoie de o perlă, de fapt, cine are nevoie de perlele și șmecher. Hai să ne uităm și încoace. Văd că am mai găsit niște fier. Ce bombă. Da, am înțeles. Bun, hai că facem din două părți, nu-i problemă. Bun, momentul ăsta. Rămăsesem aici, am avut niște treabă și... Opa, așa, trebuie să plecăm un pic de la calculator. Acum, continuăm episodul. Vai, și diferie. Uite niște lilieci. O să mai explorăm un pic pe aici, fiindcă încă nu ne-am luat tot ce ne trebuie. Uite, a intrat și Dia în joc, că ea nu era încă. Pleacă! Ai explodat. Mi-ai stricat toată combinația. Aveam și aici niște din ăsta frumos. Toată combinația mi-ai stricat-o. Mulțumesc. Bun. O să rămân fără tânăcop, de aceea sper că... Nu mai știu unde am pus alea să se facă. Avem eu aici o găurică. Deci râzi. Uite aici. 12 iron. Bun. Hai să facem târnăcop obligatoriu, că nu mai avem și... O să rămân și fără de-asta. O să rămân fără lemn, ceea ce-i foarte nașpa. Tu unde ești? Cred că știu de fapt. What the fuck, m-a luat pisopul. E ora 1 de fapt. Când filmam noi și mine de zi foarte devreme, deci trebuie să ne mișcăm relativ repede. Cred că o să... Că pe aici apoi jos văd că nu mai am prea multe de cules. Am cam omorât toți monștrii. Ah, te văd de fapt. Da. Acum te-am văzut. Iau și fierul ăsta de aici. Am luat pe tot? Da, 17 fier. Să-l punem la prăjit iară. Bun. Să se facă mai repede fierul, că nu se mai poate să stăm așa după el. Cred că îmi fac... Uite, ăla-i tati. Gata, avem și Iron Chest Plate. Ușor facem și pantaloni și o să fim full Diana aici cu costumul ei de Crăciun. Ai mai găsit ceva? Nu chiar sau nu? Uite niște fier aici sus. Mă duc eu după el. Bine, mai e de fapt. Chiar e mult. Avem super mult fier. Nu știu dacă o să ne ajungă să facem armură pentru amândoi. Sper. Uite, am mai găsit și niște cărbune. Sper să ne ajungă să facem armură pentru amândoi. Nu știu dacă o să ne ajungă, sper. Ce pretenții. Noi de-abia am găsit fier și tu vrei de diamond. Armura de diamond se face greu. Trebuie să găsești foarte mult diamond. Și oricum nu spargem diamond până ne facem pickaxe cu fortune și bla bla bla, care se face foarte greu și n-am habar cum se face pickaxe cu fortune. Vom vedea noi cum o scoatem și pe aia la capăt, dar ok. Ai, dacă ai lemn poți, dacă nu, nu. Uite, ia, ți-am făcut niște armuri, puneți pe tine, ți le-am dat în inventar. Ok, ți le-am dat în inventar oricum. Dia încearcă să-și facă un turnocop de una singură. Doamne ajută! Hata pot să zic. Ok. Nu mai știu cât am filmat prima parte, cred că 10 minute. Eu casc în continuu, jur, nu mă pot opri, jur că nu mă pot opri, deci vreau să mă opresc fiindcă nu e ok, dar nu pot. Bun. Nu, deci fii atentă. Și ce vei să faci cu lemnul tu? Bețe? Da. Și cum le faci? Pun una peste alta, nu? Da. Îți trebuie întâi să pui lemnul și să-l prelucrezi. La modul pui pur și simplu lemnul acolo și după aia iei lemnul care ți-l dă. Pe care. Și după aia faci bețele. Ai ieșit? Ăla-i, mă. Și așa e achievement-ul pentru făcut târnacoape. Cred că nu mai avem ce să mai luăm de prin peștera asta, e peștera mică rău. O să trească să urcăm. Și asta vom și face. Am făcut și un dab. Bun. Bum, bum. Să-ți pui și casca. Ce încerci să faci? A, încă nu l-ai făcut. Ok, am înțeles. Credeam că deja îți faci și alte unelte, da. Ok, încă aștept. Că eu stă. Bun. Nice beginning. A, dar chiar o să-ți iau o aplicație. Eu am o aplicație super șmecheră pe iPhone în care îți arată rețete la tot, știi? Și gen, uite, să zicem că într-un târnăcop ai bețe, trebuie să bagi bețe, da? Dacă apeși pe bețe, îți arată cum faci bețele și tot așa, știi? Da, e o aplicație. O să ți-o bag eu acolo. Da, ți iau aplicație și aia e. Haide cu mine. Mergi sus, trebuie să mergem sus. Să ieșim de aici. Pune și... A, ți-ai pus și casca, bravo. Îți iei blocuri și urci. Nu cred că poți cu spartul, dar... Doar să sari și să pui, nu e nimica greu. Deci cu peștera asta ne-am lămurit. Văd că am mai găsit o peșteră aici, nu știu dacă e o peșteră mare sau mică. Pare mică, ba nu știu. Sunt full iron, nu mai mi-e frică de niște scheleți. Eu tu pe Dia era aici și a dat teleport. La ce? A, în mijlocul bătăliei. Culegești tu ce găsești. Aia faci. Foarte bine. Bun, păi cred că culegești noi ăsta și încheiem după. Fiindcă nu prea mai avem ce să mai facem. Și am făcut și un progres destul de bun. Atâta că o să ne trebuia să ne fie greu să ne găsim casa. Nu știu, o să facem... Da, n-ar trebui să ne fie atât de greu, adică... Suntem buni. Da, păi vă mulțumesc mult de abonanța acordată. Sper din tot sufletul că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, alături de Dia, iar noi ne vom revedea data viitoare. Ba, ba.